Ne apropiem ușor ușor de finalul sezonului, bă, așa că hai să începem. Vrei să cumperi coins la FIFA? Găsești linkul în descriere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu. Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick în secțiunea de observații. Simplu. Meciul cu Allen. Mare, mare partid aici, fii numai atent. Mergem în kitul ăsta, logic, la ea acasă. Cum dracu? Folosim această echipă cu Vargas, Mguevodo, Jansen, Ferov, Suconsi, Saurie, Dalmau, Ții, Rankovic, Movilă și Ribeiro în poartă. Jucători obosiți pe aici pe acolo, dar n-avem ce face. Asta e. Da, ne apropiem ușor, ușor de marele final al sezonului. Bă, probabil în episodul viitor vom termina, pentru că vom simula destul de mult. Echipele sunt la distanță mare de mine. Eu sunt acolo pe primul loc. Am primul loc asigurat aproape, trebuie doar să câștig câteva meciuri. Uite, bă, Town Park-ul. Dacă nu mă știu, au avut și noi Town Park-ul la un Road to Glory. Se pare că la AFC Wimbledon au avut Town Park-ul, bă. De se vedeau pancardele alea acolo de lemn în spate. Ca, hai că bine. Pornim deja la primul atac, bă, împotriva echipei de pe locul 2. Sunt vreo 3-4 echipe acolo foarte apropiate la puncte, 1-2 puncte între ele, care ar putea să prindă locul 2. De ce nu? Minge de viată și este corner, bă. Uite ce bine, Geyer. O, mi-aduc aminte de ăștia, gata. Îl ținte pe Geyer. Hai cu capul acolo, Moți, măti. Hai cu capul. Bine, Moți. E, așa, da. Bănelfer cu șutul, prinde Bernhardt. Ok. Ok, încă un... Bă, uite un portar cu nume lung, dacă e ușor de pronunțat, bă. Ei, vezi, ce? No, reloare, stai puțin, nu, 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 nu. Aici vine Vargas, nu? Vargas și Fer, cei doi magnifici. Nu știu, direct wrestling. Ce dracu, mă, attitude de adjustment, a venit John Cena, să-mi bag. Rodrigo Vargas e John Cena. Așa ceva, bă. Scapă aici ăștia? Nu scapă, că îi ținem bine. E mobil aici. Chiar dacă n-a făcut mai nimic, uite că acum face, bă. Na, ia-ți-o pe asta. N-a avut încă un meci bun mobil ăsta. Stai, ce-l-o? What? E, da, m-am activat hands-ul. Cred că a fost hands, bă. Ia, stați puțin. Reluare să vedem dacă a fost hands. Că am activat hands-ul din meniul principal, că mi-ați tot zis voi. Și cred că a fost hands aici. Ia să ne uităm. Cu atenție. L-am activat, bă, și să vedem dacă merge. Da, bă, a fost hands, merge hands-ul, bă, bă, cât de tare asta. Jucăm cu hands. Dă-o, dracu, am activat hands-ul și să sperăm că va fi bine. Deși mi-e teamă la penalti, jur, cred că or să fie destule pe motiv de hands. Aolo, nu, 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 nu. Weltzmüller. Gata, 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 atacă ăștia aici, atacă bulangii. Offside, offside, Sujo. Vasilidis ăla, bine. Movilă, hai, hai, mă, serios, doamne, degeaba. Aaaa, nu pasă acolo în care Ribeiro iese. Ribeiro prinde, what? Fără faul și iese acolo, mă, și pasează. Ribeiro e Neuer. Ribeiro e Neuer. Al nostru Rankovic Enache e depășit iar. Pe partea lui e Boulevard, la fel ca la Movilă. Movilă în care se dă cu cap acolo, Ribeiro prinde, bravo, tată. Bravo, păstrează poarta intactă în meciurile pe care le jucăm noi. Cum dracu, în simulări poți să-i câte goluri vrei tu, da? Aici nu, aici n-ai voie. Wecam, bine, din spate, nu putem lua acolo, șut și este bară pentru ăștia, scăpăm de gol, bă. Ribeiro păstrează poarta intactă în continuare. Davidson, nu, pasă acolo și este ăsta și este gol, bă. Primul gol încasat de Ribeiro. 1-0 pentru Alan, au jucat incredibil de bine ăștia, bă. N-am avut nicio șansă până acum. Trebuie să schimbăm ceva, băgăm pe Henning în locul lui Consei sau poate ăsta să aducă ceva, nu știu. Wecam acolo, se duce ăsta, trece. Tackling pe lângă, bineînțeles, Morris vine și este bară încă o dată. Bă, nu mai dau eu bară, bă. Serios, dau oponenții mei bară în continuu. Fer rezistă și se duce. Haide, cum ar fi să egalăm acum pe final, bă? Cum ar fi, Bonelfer? Trebuie să o centreze, penalti, 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 incredibil. Nu pot să cred, bă, bă, așa noroc. Bă, nu se poate, stai atât, da... Stai, ce? Stai, stai, stai. Ce? 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 Coaie, nu există, nu există așa ceva, nu, 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 reloare, futu-ți Dumnezeu, măti, nu se poate. Bă, l-a fost clar penalti, cum pizda, mă, simți, spui tu mie că l-a fost penalti. Bă, mă, fură arbitru, Dumnezeu, măti, de arbitru, borât. Coaie, n-a avut nicio treabă acolo, a atins mingea ochii, dar după s-a împiedicat, ăla a fost penalti, a căzut în cap. Dacă murea, dacă murea, arbitre, era vina ta, Sujo. Ce dacă a atins mingea, du-te, dracu, sunt furat de arbitru, bă. Hai cu capul, Rietel, pe lângă și se termină meciul, bă, Allen mă învinge. Mamă, n-am mai pierdut un meci în așa hal, deci am fost dominat total, bă. Nici cu Leverkusen nu cred că am fost dominat în halul ăsta, jur. E timpul și pentru antrenamente, bă, crește Diaw, așa e, Diaw, cum dracu. Jansen, 69 overall, asta e, și Diaw a făcut 50
Și se apropie de 51, următorul o să facă 51, clar. Nici nu cap discuție, cum dracu. Urmează simulare, bă, cu Jenna. Hai să vedem cum ne descurcăm cu ăștia. Au picat destul de rău. Gândiți-vă că la începutul sezonului erau pe locul 2. Erau după mine acolo. Chiar ne băteam cu ei pentru primul loc. Hai să vedem care-i treaba. Luăm bătaie și de la Jenna cu 1-0. Genial, Ribeiro se și rupe. Cum dracu să nu, mă? Și lipsește 6 săptămâni. Grundeman revine pe finalul sezonului. Cred că nu mai apucă niciun meci. Poate pe final. Urmează încă un meci de simulat cu Osnabrück. Dă-te, dracu. Trebuie să-i batem pe ăștia. Nu-mi permit să fac 3 din 3 înfrângeri la început de episod. Ar fi trist. Au câștigat cu Magdeburg băieții și mă bat și pe mine. 3 din 3 înfrângeri. Incredibil. 2-0 la ea acasă. Crunt. Continuă seria noastră de simulări, bă, cu echipă care a pierdut ultimele 3 meciuri. Echipă care se află, dacă nu mă înșel, printre ultimele 5, așa, dacă ține bine minte, Unterhaching. Ia să vedem, îi bate măcar pe ăștia. Vargas dă o mare dublă și câștigăm, bă, în sfârșit câștigăm. Doamne, 4 meciuri, numai o victorie și 3 înfrângeri, genial. Ok, vin scouteri. Ia să vedem cine aduc nouă scouteri din România. Bellerinca, serios, că-l cheamă Bellerinca. Ăsta ar trebui, dacă e și right back, cel mai tare lucru, Bellerin. Românul Bellerin, bine. Ok, vom trimite scouterul acum, ăla de-a fost în coasta de filde și îl vom trimite în Europa aici, așa, în Anglia. Să ne caute atacanți englezi. Ne trebuie neapărat, vrem atacanți, că n-avem, suntem săraci. Până atunci însă, vine mare simulare cu Karlsruhe. Bă, dă-te dracu, hai să vedem. La ea acasă, ar trebui să câștigăm, ăștia sunt destul de jos în clasament. Totuși au câștigat cu Magdeburg, îi batem 2-1, s-au luat roșu. Noi am înscris după, cu Ovusul, la 4 minute după. Dar urmează super meci important, acum cu Wehen, echipa de pe locul 3. Trebuie neapărat victorie cu ăștia, bă, pentru... ca să devenim campioni. Dacă îi batem, suntem campioni. Simplu, nu mai există niciun dubiu. Da, bine, suntem deja până la urmă, că nu o să se întâmple mare tragedie să pierdem absolut tot până la final. Vă dați seama, da. Acum, statistic, gen. Să vedem care trebuie, dacă merge. Mă apuc acolo, haide să atacăm, bă. Trebuie să ne revanșăm pentru meciul de mai devreme, unde am pierdut, pentru meciurile, de fapt, unde am pierdut... și simulările, bineînțeles, acolo Vargas cu șutul, finesul prinde Colche. Da, prima ocazie ne aparține însă un șut foarte, foarte slab de la Vargas. Bine, cum să-i sau cade acolo, însă și oponentul a avut de suferit. Ajunge aici Jansen, fii atent. Mingea sări cumva dintre aia doi. E ok, Jansen, nu în partea asta, de ce dracu s-a usat în partea asta, nu știu. Jansen însă driblează, centrează Jansen cu capul acolo, nu putem. Este însă serios. Uai de cap, asta cred că a fost cea mai teribilă forfecă din istorie. Așa ceva, bă. Nu. Degen, bine, Grundeman. Revine Grundeman în poartă, cum mai el știe, bă. Portar bun oricum. Și Ribeiro la fel și ăsta la fel, deci bă, la capitolul portar niciodată n-avem de suferit. Mai puțin atunci când l-am avut pe ăla la cariera cu Longford. Ăla, am uitat și cum îl cheamă din fericire. Hai că e bine, ne surcăm bine Caranza. Către Ovusu. Ovusu trece de 3 jucători. Aproape. Aș fi vrut eu. Hai în spate acolo Mabuca. Centrează Mabuca. Vine din spate. Vargas. Ce frumos, bă. Bă, Mabuca. Super. Renaște și el. Și ce gol frumos. Fii numai atent, bă. Cât de bine. Hai de cap, bă. Ăsta da gol. Ăsta da gol frumos cu capul. Andrist. O, căcat Grant. Centrează bine Mabuca, bravo, tată, mă, olă, mobilă, nu fi prost, nu fi lălu. Bine, mă, bravo, astea, hai că parcă începe să aibă evoluții mai bune, bă. Parcă e mai ok. Meciul trecut n-a fost așa rău. Ok, Vargas, bine, Sina Vargas către Bonelfer. Bonelfer fix în Mockenpacht. Bine, acolo consei sau emoții. Hai, ok, bine, pornim la atac și pizdim. Pizdim aici, aici e gol, aici e gol, fiți atenți, de ce vine golul? De ce se naște golul? Pasă către Ovusu, super, pasă către Ovusu. Ovusu! Gol, mă! Uite că își răscumpără greșelile cu super gol în minutul 82. Și ne asigură victoria în meciul de asta. Nu mai dau ăștia două, stați liniștiți. Da, bă, mare victorie se anunță după ce am avut niște meciuri foarte proaste. Slobos. Mockenpacht. Se duce el, e liberă la acolo și este gol, incredibil, bă, bravo, tată. Și uite cum se schimbă meciul, ăștia mai au încă vreo 5 minute așa cu tot cu prelungiri să dea gol. Trebuie să ține neapărat de posesie, Vargas în continuare rupt. Dar jucăm cu el așa, n-avem ce face. Oh, se termină meciul, bă, până la urmă câștigăm. Câștigăm și luăm campionatul, bă. Ne dă cumva trofeu acum.
sau ne-l dă în ultimul meci. Dar oricum este sărbătoare mare aici, bă, câștigăm campionatul în Liga 3-a cu Hansa Rostock. Cum? Și promovăm în Liga 2-a de pe primul loc. Ambianță. Câștigăm matematic marele trofeu. Mergem în Bundesliga 2 acum. Acum încep meciurile grele cu adevărat. Mamă, cum ții? What the fuck? Moții zombie să-mi va pula. Și ridic acolo trofeu, mă. Și câștigăm cum dracu. Mamă, cum îl ține. What the fuck? Doamne, aolo, aolo, ce e asta? Ce dracu-i mod? Bă, moții, s-au făcut încheieturile lui moții, genial. Și coatele. Săracu, da, bă, mare victorie, bă. Trofeu, primul trofeu din această carieră vine. Aveați alte așteptări, bă. Cum dracu? Câștigăm de pe primul loc. De pe primul loc. Uite, cum a ținut trofeul bine. Și aici vom termina și episodul de astăzi, băi, oameni buni, cu această poză aici frumoasă, uite. Câștigăm campionatul. Data viitoare vom face o mică statistică și vom începe noul sezon. Cel mai probabil rămâne de văzut ce vom face mai exact. Oricum, meci superb am avut. Asta e 2-1 cu Vehen, titlul al nostru, și eu vă salut. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut. Eu am fost cu Ec. Ciao.